Bună seara! Bună seara tuturor! Sunt eu momentan pe live-ul lui Laurențiu pentru că are ceva de făcut și revine imediat. Eu deja văd aici câteva fete, sunt cu telefonul, vorbim despre produse, farmacii și așa mai departe. Vă văd și pe grupuri și vă văd și aici, fetelor. Vă pup și eu. O seară frumoasă tuturor. Da, le urez o seară frumoasă. Sunt bine. Poftim? Da. Haideți să pregătim tap-tapurile și tot ce este nevoie ca Laurențiu să înceapă meciurile în forță. Bună, pisi-pisi, bună seara, Gionela, Mary, Cristina. Trebuie să o găsim pe Adriana. Ce Adriana? Adriana și ne-a trimis cările. Ah. Ia Adriana. Hai mă Adriana care ai trimis. Cum? Da. Că nu am aici la urmările. Nu mi-e telefonul. Dar mi-a dat telefonul, nu mi-am luat și la revedere. Hai, azi, revedere și ține mi-e telefonul și la chiar aici parcă. Aici este. Îmi iau și eu la revedere de la voi. Vă mulțumesc că stați alături de mine. Nu glumesc. Și haide să pregătim tap-tapurile și puterile pentru următoarele meciuri. Hai. O seară frumoasă, pa, pa. Hai mă să vedem, mă. Că am intrat numai să-l bat pe Ionuț. Stăt așa să mă fac și eu cu mamă ce mă dor picioarele. Am o febră la picioare de nu pot să stau cu picioarele drepte. Hai, dăm tap-tap. Apăsăm tare pe tap-tap, dăm distribuiri tare. Să vedem ce avem. Hai să vedem. Adriana, așa. Hai, doamna Svetlana, cred că e la muncă. Așa, doamna Voichița. Bla, 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 bla. Așa, aici și pe dincolo. Bla, 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 așa. Cristi nu mai dat pe la noi. Stați să pun și o piesă, băiei mei. Ce faceți, mă, frumoșă? 5 minute, acum am intrat. Eram sigur că asta zici. Pentru tine am intrat. Nu m-ați jucat cu tine 2-3 meciuri atâta. Bine, hai, dar hai că se plictisesc cu oamenii mei, hai. Hai, lasă-mă 5 minute, că acum tu ești de jumătate de oră. Bine, hai. Hai, apăsăm pe ecrane. Hai să vedem dacă se strânge și anumea în lumea. Hai să vreau să mă bat rău pe... Stai să vedem, dați vă rog frumos distribuirii. Hai că până acum e pise cea cu noi. Are multe win-uri. Are vreo 16, nu, 14. Cam așa, 14 win-uri are, vreau să-i le iau pe toate. Dați vă rog eu frumos distribuirii. Și la doamna Violeta, și la toată lumea, la oricine știți, la Mariana. La Mariana, că asta cred că e de la mine din Ardeal. Că Mariana e cum ar veni. Dați și lui Amalia și lui cine știți voi. Să vedem dacă ne strângem așa din fotbal pe sintetic. Unde e mă Adriana care era seară cu noi? Că nu știu care cont e, ia să vedem. Ce, e și Denisa? Apăsăm pe crane, vă rog eu. Uite, Valentina e cu noi. Adriana e aici? Intrase Denisa? Băi, dragilor, trebuie să fim un pic puternici azi. Nu jucăm nu știu ce meciuri, nu mai joc cu nimeni după, numai cu Ionuț. Joc două, vreau să iau win-urile și am plecat. Atât. Dar ce înseamnă? Nu știu dacă e doamna Svetlana, a fost aseară. Să-i dea cineva distribuire și la doamna Svetlana. Băi, nu-i bine, uite. Minute, mai trebuie să stăm un pic, să ne strângem. Păi nu mă duc acum să arăt pisicile. O să mă duc după, dacă câștigăm. Am fost la sală, n-am fost, sunt doit. Am o febră musculară la gambe, la picioarele astea de flamingo. Am o febră musculară de nu pot să stau drept în picioare. Hai, vă rog, apăsăm pe crane. Să facem peste 100.000. Are și ea febră. Dar n-are la gambe, are la fesieri, are la quadriceps.
Ești... Hai, apăsăm pe crane, apăsăm pe crane. Mamă, e numai Pisi și Deni. Bă, unde e, mă, Mariana, mă, și cine mai e? Doamna Violeta, mai dau un rând de distribuiri și... Aie, ciofi, ciofi, Larisa, dacă era... Băi, n-am vrut să intru, chiar n-am vrut să intru, că n-aveam chef să intru. Dar am văzut că avea acolo un șir mare de victorii și nu-l bătea nimeni și așa. Și am zis că intru eu să-l bat. Ce e de febră? N-ai ce să iei pentru febră. Hai, dăm niște distribuiri, vă rog eu frumos din suflet, dăm niște distribuiri. Adriana. Uite, Elena. Așa, Ștefan, Adriana, oare și ea cu noi aici? Intru ca fulgerul, că-s pisică fulger. Da, mă, eu n-am vrut să intru, am intrat numai așa, să-mi fac ambiție. Vreau să-l bat în seara asta, să iau win-urile alea, că avea prea multe. Și atât. Salut, Adriana, te pun, mulțumim frumos de pachet. Băi, fetele, vedeți că suntem numai... Sunteți trei fete. Sunteți trei fete și trebuie să rupem norma, așa, în trei. Un meci măcar să le rupem gura și gata. Dar intra și doamna Vochița și doamna Svetlana. Ar fi knockout. Hai să-mi mai scriu o dată la doamna Svetlana, să vedem. Cine are pe Larisa? Ce Larisa? Ah, Larisa, i-am dat eu la Larisa, dar... I-am scris, uite, și... Și la Mariana. Are treabă doamna Svetlana, că chiar are treabă. Amalia. Am dat. Hai să mai dăm și distribuiri, vă rog eu frumos, facem 100 de distribuiri și după aceea intrăm cu el. Te pun, Muri, viața mea. Băi, dar n-avem mănuși. Bă, Muri, încarcă și tu acolo cu 5 milioane, să mor eu. 300 de lei acolo. 300 de lei, îs 5.000 de puncte. Te pup, boss, te pup. Vă rog eu, mai dați un rând de distribuiri, vă rog eu frumos. Mai dați un rând de distribuiri la cine știți. Și ce facem? Facem și ne mergem la război cu ce putem. Cum putem. Uite, dacă e și Marius cu noi, Roxana de era. Așa fac ăla, era unul mai demult de s-a dus la BAC. S-a dus să-mi vadă rezultatele de la BAC ăla, ce-o zis, cum naiba, te-ai așa. O zis că nu s-a prezentat la BAC. Alex Beleaua, nu știți? Ăla de pe YouTube, Alex Beleaua. Doamna Vochiță și ea pe cea pe undeva, da? Ceea ce poți să te iubi, doamne, fetele, vreau să vă pregătesc un nou content. Hai, mai apăsăm pe ecrane, că o să ne întreb cu el acum. Hai să vedem, băi, să nu ne facem de râs, că uite, nu suntem în formulă completă. Aseară, mă, nu știu când ne-am strâns așa, de ne-am nimerit toți. Eram bine, bine. Deni, dacă ești pregătită, dă-mi un trandafir. Mami. Stai-ți dau metale să pun și o manea, frate. Mama. 21-45. Ce, ți-a dat restricție de vârstă ăsta ție? Ia da, mă, dar n-am fumat pe live, mă. Nu, mă, cred că din cauza că erai, aveai fost fără tricou ceva. Nu, că am fost cu tricou, mă, dar pentru ce, mă, frate? Stai, cum am dat seama, că nu pentru țigară, că am înjurat aici, zic, bă, n-am fumat pe live, mă, să-ți nebun. Pentru ce naiba mi-o dau? Păi, să nu fie asta cu, gen, cu, că ți se vede tatuaja ceva, nu știu. Nu, mă, frate, stai, de la Lorena, dar ce-o făcut Lorena, bă, ceva sau ce? De ce, mă, ce, o dat la Lorena, că n-avea 18 ani sau ce? Da, mă, să știi că se poate, ești nebun. Remiza 21-45. Live-ul tău conține teme care nu sunt potrivite. Dar ce-am făcut, mă, omule, mă, că n-am făcut nimic, că n-am avut nimic, că n-am băut nimic? Stai să văd ce are pe masă ea. Ai fumat pe live?
Și v-am dat restricție de vârstă. Auzi, mă, nu-i mai intră copii pe alea, nu sunt pe nimic, cică. Nu, da? A, please, baby. Hai. Hai, dragul, hai să vedem. Am 12, 13. Hai să vedem, mă, frate, că n-am avut chef să intru astăzi și mă uitam așa un pic și așa și zic, mă, 12, 13, vinuri, zic, hai să vedem dacă putem să le luăm. Câte ai? 0. La tine e miza. Apăsăm pe tap-tap, război, ce vă rog frumos, hai! Toată lumea apasă, vă rog frumos, apăsăm, hai! Apăsăm pe ecran și dați distribuiri, vă rog eu frumos, că am intrat așa distribuiri. Uite, noi n-avem nici tap-tap-uri, hai un pic și noi! 13 win-uri are! Toată lumea apasă pe tap-tap. Fetelor, un meci numai să răm win-urile și am ieșit, nici nu mai stăm. Nu mai jucăm. Tot tap-tap, Gianni, te-am văzut, Gianni! Și așa-i? Omul trebuie să aibă, are 13 win-uri, vă dați seama câte mânuși are. Toată lumea tap-tap, războiicii mei, hai, să nu pierdem win-uri, vă rog, toată inima mea. Are Mario o mânușă bun, Mari? Stai așa, îți zic eu când s-o pui, Mari. Hai că e Adrian aici, Danny, PC, uite, și Mari. Hai să vedem, mă, fetelor, mă. Dați distribuiri, încă dați distribuiri, să vedem, poate intre doamna Svetlana, doamna Voichița. Hai, război, ce vei distribuiri, vă rog frumos și la noi, hai! Gata, nu mai dau, că e nebunesc de cap pe oamenii ăștia. Hai, apăsăm pe crane și dați câte un trandafir, câte un parfum, câte ceva. Să ne dea provocare de viteză. Bun, Ioana, bun, hai! Toată lumea apasă pe tap-tap, vă rog frumos, toată lumea nu s-o pește bine. Nu e Mișa Mihaela, nu știu, i-am dat distribuire, dar ea nu prea intră Mișa. E ori 3, nu, e provocare de viteză, vedem. Ori 2. Hai că putem. Mari, pui mânușul la ori 2, Mari. Dacă avem și noi o mânușă la ori 2, ar fi mișto. Are măcare 13 win-uri, de unde să n-aibă mânușă? 4 trandafiri. Deri, Adriana, Mari, PC. Tot ce putem acum la ori 2, pune mânușă acum. Toți la ori 2, pun eu, bun. Așteptat mânușă. A pus Mia. Mânușă și cadou. Adrian și Mia. S-a terminat. Mia! Adriana! Din suflet! Hai! Te pup, Rami! Bine! Te pup, mă, dă să rămâi! Hai un pic! Putem! Bine, mă, Maria! Hai, că putem! Mulțumesc din toată inima mea, Mia, să rămâna! Ia prins-o noi! Doamna Luminița! O secunde! Hai! Hai, Ioana, să rămâna! Adriana, că avem mânușă! Super peste el! Hai, mă, să luăm, mă, uinurile alea, mă! Să rămâna, Mia! Mulțumesc din toată inima mea, Ioana, să rămâna! Mulțumesc din suflet! Mari, mersi, Mari! Bă, că iubesc! Toată lumea forță! Adriana, mersi! Toată lumea forță, războiicii mei, nu ne oprim! Băi! Gabriela, să rămână, mulțumesc din suflet, mulțumesc tuturor, Mia, Ioana, mulțumesc din suflet, nu ne opri doar apărere să rămână. Mulțumesc din suflet, aveți grijă, da? Mamă. Vă iubesc, războinicii mei, vă mulțumesc din toată inima. Mai are cineva mânușă? Cum? Mai are cineva mânușă? Grijă mare, războinicii mei, pe final. Mai are cineva mânușă? Vreau să știu, mai are cineva mânușă? Două din trei, Laur, nu până la trei. Două din trei. Bun. Mai are cineva mânușă? Să rămână din toată inima mea. Vă mulțumesc mult, aveți grijă, da? Că mai coche ceva acolo, că ăștia sunt hoți. Îi știu eu pe ei. N-are, mă, nimeni mânușă, mă. Ăsta-l praful de aia. Dați-mi, băi, o mânușă, vă rog frumos, ai mei. Are omul... Un buzunar plin de mânuși. Aveți grijă, vă rog din toată inima. Să nu pierdem, da? Să nu pierdem. Toată lumea e acolo, forță. Vă pup pe toate și vă mulțumesc din toată inima. Mă, puteți să le luăm, mă. Nu mai are nici mare mânușă. Au terminat mânușile. Ni s-au dus puterile. Bă, și noi aseară unde niți mânușile? La cine am mânuși mânușile? Ah. Am înceat Mia, am o ceață pentru el dacă vrea. Are o ceață, da. Apăsăm, aveți grijă, vă rog frumos. Crina să rămână. Vă pup pe toți, vă mulțumesc tuturor. Este! S-a pus și ceața. Grijă mare acum, mamă, altă mânușă, băi. De unde avem mânușile astea, că nu mă mai opresc cu mânușile? Doar ce nu fără mânuși. Să rămână din toată inima mea, mulțumesc din suflet.
Vă iubesc, Războiul Cime, sunteți criminali. Ioana, să nu mâna, mulțumesc din suflet. Ăștia suntem noi. Ăștia, asta e valoarea noastră. Vă iubesc și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Rami, joci unul fără mânuși? Cum? Joci unul fără mânuși? Pe ce rost are, mă, Laur, unul fără mânuși? Dacă tu ai mânuși, eu n-am mânuși, îți dai seama care rost. Așa e viața, Laur. Așa e viața nedreaptă, frate. Nu joacă fără mânuși dacă ești puternic. Băi, Laur, așa e viața nedreaptă, frate. N-am cum să te rog eu un meci, mă vreau să te bat. Joacă un meci fără mânuși. De ce să mi-ai tu win-urile mie? Da, mă, te rog eu frumos. Nu. Numai pentru tine am intrat în seara asta. Te rog eu. Nu există fără mânuși nu joc. Mișa, te pup, Mișa, te rog eu frumos, ajută-mă să-l bat un meci. Un meci, te rog eu din suflet, numai pentru băiatul ăsta am intrat în seara asta. Te rog eu numai un meci să-l bate. Apăsăm pe tata, vă rog frumos. Te rog eu din toată inima mea, de copil curat, de copil minunat. Hai, un meci, mă, să-l bate, vă rog eu. Apăsăm. Te rog eu din tot sufletul meu. Mamă, Mișa, te rog eu frumos, asculta. Apăsăm. L-a pus pe mult, nu contează. Hai, apăsăm pe crane, vă rog eu meciul ăsta, mă, să-l batem, mă. N-avem mânuși, n-avem nimica, vă rog eu meciul ăsta să-l batem. Mișa, te rog eu din suflet, să mă rog, dacă nu, te rog din toată inima. Acum începe cu talea, să moară, să facă, să dreagă. Apăsăm pe tap-tap. Apăsăm pe crane. Hai, apăsăm pe crane, dați distribuiri, vă rog eu din suflet. Hai. Apăsăm pe crane, vă rog mult. Apăsăm. Nu pierdem niciun meci, vă rog din suflet, nu pierdem, da? Să mai batem meciul ăsta și gata, terminăm. Ai auzit? Gabriela ești aici pe fir, da? Ori trei. Să nu mai verbalizăm tot ce avem de spus, da? Hai că putem, hai că putem. Apăsăm pe crane. Aveți grijă că e ori 3, toate punctele la ori 3. 59 de secunde la ori 3, fetelor. 3 de punct. Hai, ori 3. Adriana! Ori 3, războinici mei, hai. Avem și mămușă și ori 3, și mămușă și ori 3. Mieni! Mâna, mamă, hai! Cristina! Mieni, afară, să nu mâna! Hai că putem! Adriana, mersi, Adriana! Putem! 37 de secunde! Hai, Două secunde, bine, a pus mănușă, 8 secunde, a pus mănușă, hai! Acum cât e ori 3-ul! Acum cât e ori 3-ul! Bine! 3 secunde! Iasă, Rumâna, mulțumesc din toată inima mea! Hai, mă, să iubesc, mă! Hai, mă, să iubesc, mă! Bine! Vă iubesc! Hai! Hai, să te luăm, vă rog eu frumos, 4.000 de puncte, hai, fetelor! Vă iubesc! Să rămână mult de tot, mulțumesc din toată inima. Uite, băi, așa au avut alții meci oficial, cum avem noi meci de zi cu zi. Apăsăm pe tap-tap. Mamă, Denis, mulțumesc din inimă. Măi, vă rog eu frumos. Hai că nu e gata, apăsăm să văd dacă e gata. Apăsăm pe tap-tap, vă rog frumos, nu pierdem meciul ăsta, vă rog din toată inima mea. Știu că am fost un pic arogant acum, dar vă rog să nu pierdem meciul ăsta, vă rog din tot sufletul meu. Hai, mă, un pic, mă, mamă, cine a dat Denis, mă, să mă rog, dacă nu, Denis, te pup, îți mulțumesc din inimă. Mamă, ce tensiune, hai. Hai. Adriana, Pisi, Maria, Cristina, măi, și Elena, și Mari. Băi, fetelor, vă rog eu, uniți-vă, vă rog eu din suflet, n-ai pe final. Grijă mare pe final, războiul cime, grijă mare. Putem, credeți-mă că putem, vă simt că putem. Grijă, fetelor, vă rog eu, e păcat de punctele astea, să mor eu. Putem sigur să-l batem. Vreau să facem tolba plină de win-uri, războinicii mei. Hai. Sfintele mele, mă, uniți-vă. Unde mă? Uite, de-a intrat și doamna Svetlana și cineva aici. Un minut. Frumos, da? Fetelor, n-avem mânușă, n-avem alea. Vă rog eu frumos, dai pe final ultimele 10 secunde. Nu vă precipitați ușor, dar Ariana să rămână de pub, Ariana. Pisi, mersi, Pisi! Vă rog calm, eu, fetelor, ultimele 10 secunde, vă rog mult din suflet. Calm. Vă rog mult din tot sufletul. Cineva cu Denis. Mersi, Izabela, mersi.
Aveți grijă, n-avem mănuși, nu ne trebuie mănuși. Grijă mare, vă rog frumos. Grijă mare, grijă. Bun. Bun. Hai să vedem cum stă acolo situația, că dacă îi dă prea mult la mine, ce să faci? Mulțumesc din suflet, să rămână Crisul, mulțumesc din suflet, doamna Viorica, să rămână, mulțumesc. N-a luat nimic, să știți, Gabriela Manu, să rămână, mulțumesc din suflet. Hai, dar nu avem cum, uite-mă 10.000 de puncte, mă, 16 secunde, vă rog eu cineva acolo cu Deni, mă. N-a luat nimic la mănușe Războiul și Mia, să rămână Rami, să rămână, mulțumesc. 9 secunde. Mia, mulțumesc că au luat acum pasta. Diana, să rămână, mulțumesc. Hai, mă, măcar 40.000, mă. Mia, mulțumesc. Vă iubesc, am intrat și în clasament. Sunteți criminali. Sunteți criminali. Vă iubesc. Diana, mersi, Adriana, te pup. Gata, Laur, te pup, te las. Pa. Te pup, pa, pa, seară frumoasă să ai. Și ție. Mamă, Deni, mersi mult din toată inima, să mori dacă nu. Deni, mersi mult, te pup, îți mulțumesc mult din suflet. Adriana, separat, mersi mult, mersi din inimă. Pisi, Maria, Mari, Cristina, Selena. Băi, fraților, mă, dacă... N-am avut noi mânuși alea. Dar dacă mai era și doamna Svetlana și cine mai așa, și cu doamna Voichița, cine mai stă la noi pe live, Deni, mersi din toată inima, mersi mult. Nu, mă, că e frică fără mănuși. Nu e problemă, că vine ziua când îl batem și cu tot cu mănuși. Vine ziua când îl batem și cu mănuși. Mersi de pisică, mă, Deni, mă. A avut, a avut. Băi, dar uite ce punctaj am avut și totuși. Deci, dar și de-i luam mâinurile alea, dar oricum eu îi le iau. Eu îi le iau. Puneți-vă centura că a început aventura. E, lasă că o să câștigăm noi și noi cu tot cu mânușele lui. Băi, fetelor, vă mulțumesc din toată inima. Deni, să mură dacă nu te pup, îți mulțumesc din suflet. Ne-ai aruncat în aer. Mersi mult din suflet. Mersi mult. Adriana, mersi, bine ai venit. Îți mulțumesc mult de tot ajutorul. Pisi, separat, te pup, Pisi. Mersi mult ca întotdeauna aici cu noi. Cristina, mersi mult. Maria, arigato. Mari și Elena, vă pup, vă mulțumesc mult din suflet. Ai, mă, și ta, cum bine mai trebuia, mă, frate, și le luam mâinurile. Respect, fetelor, cam atât pe azi, că nu o să stau, că de oră și 40 de minute vrea Lorena să ne întâlnă la un film. Respect, fetelor, respect. Mulțumim, Mari, mulțumim. Mă, n-au reușit, mă, să iau inurile, mă, băgam eu piciorul. 50.000 la 40.000. N-a fost mare diferență, dar a avut mânușele. Nu, Mihaela, nu, mi-am învățat lecția, îți dai seama. Dar oricum, stai așa să văd, joacă cu cineva? Joacă? Cu cine joacă? Nu e adevărat, războinicii șanț. Da, mă, n-a zis nimeni că sunt puternici, bravo lor. Nu e nimica mari. Te ajut? Nu. Intrăm mâine. Mâine, bă, dacă nu-i le ia până mâine, nu-i le ia nimeni, mâine intrăm, vorbim, să ne înțelegem din seara asta, ca să fie și doamna Vochița și doamna așa, și fetele mele, și mâine intrăm iarăși cu el și jucăm. Mai stați cu mine, fetelor, să fac 2-3 mânuși? Să fac 2-3 mânuși ca să avem mâine? Cum mă sunt descărcate, stai aici? Eu n-am. Bagi-o că am încărcat. Mersi. Hai să vedem dacă avem cu cine să jucăm, că ăștia tremură de frică, mă. Tremură în pat de frică și stigă. Uu! Ce să știa, doamnă? Ce faci așa? Păi, omul chiar nu știu ce loc e. Hai, mă, Denis, Iuga, mă, dă-mi accept. Asta nu joacă, mă, ce nu-i suport pe ăștia, ce nu joacă. Nu știu cu cine să jucăm. Au.
Ce mă dor picioarele, n-ați văzut așa ceva. Hai mă că jucăm cu băiatul ăsta așa, la mișto. Jucăm așa să batem. Bosule, vrei să mă nenorocești? Nu, frate, joci. Hai că joc, frate, dar tu mă nenorocești la cât ai pe live 600 de oameni. Păi și tu ai 200. Da, păi, na. Bă, dar sincer, nu văd exact cât am, că nu mi-arată absolut nimic, nu știu de ce, de vreo două zile. Intră, Gianni, intră, Gianni, da. Nu știu care. Da, stai să vedem un pic. Să vedem cum joacă Vincenzo. Băm! Dați 3-4 tap-tapuri, dacă nu vă stau de ajegile alea din nou la pizdă, acolo, dacă faceți treabă cu ele, dacă nu, mergi și vedeți. Acum nu vă jucați cu degetele la pizdă, acum dați cu ele pe ecran. Hai, apăsăm pe ecrane. Da, mă, stai să pun o melodie, că... Maybe, hai, fă-mă. Bine că l-am câștigat ăsta, nu mai mă joc oricum, bine că am vrut să-l bat meciul ăsta. Uite mă cu cine bătu, mă. Bă, voi gândiți-vă că 500 acolo, cel puțin la el pe live. Deja, bă, frate. Bă, frățiorul meu, să mă rog, dacă eram toți, așa puntaș făceam de nu știai să-l numeri. Vrei să zic ceva? Zici. Vezi că eu la 250 de oameni, mă joc cu aia din top 10, să ne înțelege. Vezi că am 100 de oameni pe live, ci nu sunt aici, numai unul singur, care... Nu te crede, mă, frate, ce-i mână nu-i mici. Hai să jucăm dacă vrei, atunci fii atent. Ne punem sâmbătă la meciuri și dăm drumul la meciuri, nu? Păi ce? Hai mai dă un meci acum, mai dai? Da, hai să meargă, da... Nu-i da drumul. Ce? Nu-i da. Păi de ce mă chiu unu? Nu-i da? Dacă vrei să-ți faci mănuși, îi dau drumul. Nu mă, frate, vreau să mă... Bă, dar eu nu pot să mă bat, eu am 100 de oameni pe ăla, frate, tu ai 500 de oameni. Da, să mă, că zi de zi aici cu mine, am avut meci oficial luni. N-ai văzut? N-am, deci nu pot să-ți fac față, ăsta e adevărul, deja, bă. Da, frate, atâta am vrut să aud. Mi-ai dat follow, că ți-am dat și eu, mai jucăm. Stai că-ți dau acum. Da, gata, ți-am dat. Da, da. Ne-am mulțumesc, dar nu le da acum, fute-te în ele, pistole, că nu-i meci. Hai, te pup. Haide, bum, ne auzim! Da, seara faină! Pa. Bă, mi-a plăcut de el, de ce să mă... Mi-a plăcut să mă rog de acolo, dacă eram tot, dacă nu-i dădeam o bătaie, de nu știa să nu merez. Hai mă, Gianicu meu, mă, să joc două meciuri cu tine, să fac... Hai să faci, mă, nu știu ce faci, dar ți-ai făcut fulger aici sau? Da. Ești să stă fain tare. Știu, fără frate. Ca... Eu numai cu stil mă fac, ești nebun? Bun. Dar eu am crezut că gen, știi ce zic, e temporar. Eu umblu cu ceara vopsită, frate. Și asta e adevărat. Ce zici? Cum ești? Zic, mă, frate, am intrat astăzi, dacă nu au o putere fetele mele de nu... Bă, ce oameni tare am strâns să mă rog, dacă nu am aici o gașcă, știi cum? Pot ce să joc contra la Real Madrid. Am intrat să iau vinurile la Ionuț, n-am reușit să le iau. Am văzut. Dar mâine intru să le iau. Mâine pe el, călare, nu scapă. Astăzi am avut mânuși cu aia, am noroc că am avut mânuși. Dar astăzi îmi fac și eu mânuși și intru mâine. Am văzut că m-a invitat Antonio la ziua lui. Când te-ai invitat? Nu mai zis nimic. Cum nu? Jur. Dar cine mă, Ioana, cine n-a acceptat vreo înfrângere vreodată? Nu știu ce tot vorbiți. Eu nu accept. Dar când vreodată n-am acceptat înfrângerea? Eu întotdeauna accept când pierd. Hai, 30 secunde, provocare de viteză. La mine nu s-a întâmplat vreodată să n-accept înfrângerea. Unde își face? La Caio, a zis. Wow! E supărat pe mine. Păi și eu ce să-i fac? Asta rămâne de văzut. Ce? Nu vorbea aici cineva, avioane. Vorbea povești. Ai început? Era o vorbă la mine acolo la Mureș. Cu astea? Ai început treaba? Nu încă. Am așa online, am o fată, dacă nu rupe norma. A slăbit aproape 20 de kilograme din ianuarie, frate. În 4 luni a slăbit aproape 20 de kilograme, tu dai seama. Că alții
Bă, bune. Da, mă, frate, aproape 20 de kilograme, ești de bun? Păi și eu vreau să te sun de trecute, dacă de asta, Andreea, dacă ai început, că vreau să încep și eu. Adriana, mersi, Adriana, tu nu ești serios, mă, frate, după aceea nu mă ne stricăm prietenia. Nu, vin, zău, pe bune. Hai că vin într-o zi cu mine, așa facem la întreagă. Mamă, am uitat când, frate. Eu ieri sau alalteri, când făcea Lorena picioare, mamă, trăgea Lorena și făcea terminat să uitați la tine, m-ai omorât cum ar veni. Așa, am lăsat-o repede, că n-am mai făcut de mult amândoi picioare și o durea și genunchiul un pic și amenajat-o un pic. Bă, fetelor, mă, dar nu vă mai certați, mă, fraților și surorilor, că nu aveți de ce să vă certați. Eu îl respect pe Ionuț, Ionuț mă respectă rândul lui pe mine. Niciodată nu s-a pus problema de a nu accepta o înfrângere. Astăzi a avut bănuși și n-am avut. Ușor, ușor. Da, Adriana, vorbim, cum să nu. Lasă-mi un mesaj pe Instagram. O bune, dacă n-a fost un slăbit brusc, n-a slăbit într-una 20 de kilograme. 4 luni e ok. Merge constant, câte un kilogram pe săptămână. Pe meciuri de noastre, dacă noi pe meci putem să vorbim frumos unul cu altul, hai să nu, nu vreau polemici, nu vreau nimic aici în comentarii. Amo, gata, Gianni, gata. A mers eu cu tine, dar tu tragi tare rău, tot mie mai mult teamă decât că știu că... Hai, bă, tragi acolo! Păi măcar dacă nu mă mai antrenez acum așa tare cum antrenam mai de mult, dar o să încep iarăși, dar bă, dacă mergi o oră, de ce să... Merg. Pă bune, vreau să merg să... Și vreau să... Na, că tu știi tot Dex cum ar veni, tu știi tot și să mă duc cu cineva care știe, știi? Gata, mă, oameni buni, mă, că... Nu-i cazul să ne certăm aici pe comentarii. Lasă, că o să vorbim, o să ne dea revanșa și data viitoare bate nou. Și mie, Pisi, și mie. Data viitoare, lasă că trebuie să ne dea revanșa, acolo prin iunie sau cândva, și atunci îl batem noi și s-a terminat povestea. Dar de ce nu stai, fratelor, șuvițe de alea gri, că stă tank? Da, îmi stă bine așa că părul mi l-am aranjat și după aceea mi-am dat, știi? Așa dacă îmi fac șuvițe, după aceea când îl aranjez e altfel, nu stă în aceeași, știi ce zic? Da, dar astea ar sta bine, dar bine, nu tot capul, șuvițe așa, știi? Șuvițe, vreau și eu. Da, Adriana, cum să nu, cu cel mai mare drag. Te amo, chiar dacă sunt hitano, ne să iubesc și nu. N-ai mai ieșit la cluburile astea? Am fost undeva să mănânci, așa, relax, nu? Nu am mai fost, frate, în primul rând, că n-a mai fost cazul și... Și mi-am și... M-a furat unul săptămâna trecută din vestiare, mi-a furat câteva mii de lei. După aceea, următoarea zi, cu cel mai mare noroc, mi-a spart telefonul. O trebuie să mă duc să schimb. Ce norocos ești! Ce norocos, mă, noroc mă țin. De capul lui să fii. Da. Hai, apăsăm pe crane. Adică nu mai trebuie apăsat pe crane. Doar la urmă trebuie să iei ceva. Poate ne strângem o dată, pe bune. Ești tu cu Lorena, iau și pe cineva și ieși la un film. Pe cineva, pe cine prinzi, da? tu numai te uiți așa pe strană, zici, treci aici. Hai, bag un acio în tine și un cola din ăla la 075. Și te duc și la film. Și te duc și înapoi. Te las de unde te-am luat. Te las de unde te-am luat, exact locul. Dacă vai timp, gen, vreodată, uite, luni, marți. Mergem, frate, fără probleme. Numai să apară un film mișto, că acum am văzut. Și că ăla e tare, Godzilla și cu... L-am văzut, a doua zi am fost la... Asta. E tare? Bă, frate, eu am fost că oricum îmi plăcea filmul, că l-am văzut și celelalte părți, dar cineva tot posta că mamă ce șmecherie, că e forță, că e putere. A fost frumos așa, dar nu m-a dat pe spate. A, nu e wow așa, a? Nu, dar vezi că a apărut, cine vrea să meargă, vedeți că a apărut un film horror, chiar șmecher, Întâia Profeție. E chiar tare? Mișto. E tare? Bă, e tare așa, nu te ține numai din alea, dar e mișto poveste așa, e interesant. Hai să mergem la Bathhouse, ăsta lui Shelley. Nu am uitat acum la trailer, mergem dacă vrei. Dar ăla au mai avut alte părți? Nu, a avut gen emisiunea în sine. Am înțeles. Marius, frățiorul meu, te pun Marius. Băi, eu în ultimul timp am început să mă uit la filme horror. Știți de ce? Că
Bă, au o poveste așa, măcar mă țin așa un pic în priză, mai îmi dau un pic de gândit, nu știu. Decât să mă tot uit la din astea de acțiune slabe sau... Azi de horror așa o poveste, te țin un pic acolo cu o chestie, te mai pun pe gânduri. Imaculata, n-am văzut, Bela, n-am văzut Imaculata. Tele... 50 de secunde, stai așa cum te aud, 50 de secunde la ori 3. A fost ceva la Imaculata, la ce că e slab tare. E slab, mă? Nici da, nici n-am vrut să mă duc, că nu mă atrăgea. Am îmbolnăvit vreodată, ce la ce la, ce chiloțe are pe ea. PC! Uite mă cine e asta. Asta a venit Adriana, Oh, mă rog. Și sală te duci zi de zi, adică tu oricum te duceai zi de zi. Bă, acum am început să mă duc, am slăbit, că mi-am făcut tatuajele astea, n-am mai putut mișca prea bine. Și acum am început să mă duc chiar, și oricum am ieșit și de pe... Doamna Mița, vă pup, am ieșit și de pe steroizi. Fac așa un detox tot. M-am uitat la închisoarea ungilor, Marius, da. Am ieșit de pe ele, că fac așa un detox până în mai. Și în mai, dacă nu, introduc toată artileria grea și mă arunc în aer. Nu, vreau să merg și eu pe bune, vreau să o fac și o să mai pun și eu pe mine. Pune o pătură ceva, frate, pune niște... Dă o pătură, un fular ceva. Da, mamă, uite că am zis de steroizi, acum iar vine aia, mamă, că de capul Laurențiu numai steroizi, îs, prafuri, proteine. Și, dar ia, oamenii... ia, și ce, și când te dăzbra zice, bă, dar ce bine arăți. Dar oamenii nu știu, frate, că-s 15... Bine arăți. Dar oamenii nu știu, frate, că-s 15 ani de... Bine arăți. Dar oamenii nu știu, frate, că-s 15 ani de... Mergem, pe seară, dacă poți, mergem. Cum, de la sală? Da. Trebuie să mă gândesc ce fac mine, măi, fac... Da, Cristina, nu, pe mine nu mă interesează. Mergem să facem brațe într-o zi, stai să mă gândesc, mâine fac spate, poi mâine mergem. Eu sunt la salon sâmbătă până la 6-7. Larisa mea, mă, Larisa, mă, că dacă intrai mai devreme să-l batem pe unul să mă rog, dacă nu, că... Da, eu sunt la până la 6 la salon, 7 maxim. Mm-hmm. Am pierdut cu 50.000 la 40.000 și o mare pe aici pe win-uri, dar mâine seara intrăm să ne luăm revanșa să se furăm win-uri. Salut. Merge, frate. Oricum pe la 8, cam așa mă duc. La aia unde am fost noi atunci? Merge cum aș fi vrut. Larisa, mersi Larisa, te pun, mersi mult din suflet. E așa, când știu că dau tot ce pot și așa, nu știu, cumva mă sabotează corpul. Adică dacă ce am făcut acum în primele astea luni din an, cât și investiție și așa, dacă le făceam acum 3-4 ani să țin așa strong și tot, erau rezultate enorme. Acum asta am vorbit cu antrenorul meu, să facem... Nu îmi prea place să vorbesc așa dezamăgirile mele, că sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit că nu pot eu așa cum aș vrea eu să fac. Dar acum facem un detox așa, să fim clean și mai băgăm o fisă, că nu mă las. Mai băgăm o fisă la începutul mai. Și sper să fiu un pic altfel situația, dacă nu, chiar nu mă lasă. Poate așa mi-a pus Dumnezeu stop, că poate dădeam în altele, poate prea tare apăsam accelerația și poate... În fine, nu vreau să vorbesc încă, vreau să văd că ăsta, cu obiectivul ăsta am început anul, dar să văd că până la urmă dacă eu degeaba fac tot ce pot, tot ce ține de mine și corpul mă ține pe loc, zice, pauză. Înțelegeți? Să vedem. Toate la timpul lor. Păi acum era timpul, Cristina. Timpul era mai de demult, când eram eu o putere pe culturism. Atunci era timpul, da? Uite, vezi? Poate așa a fost să fie, să fac diabet, să mă trimită Dumnezeu pe alte drumuri. Poate. Bine fac. Stau ăsta un meci cu Laur și o să ies. Așa, diabetul ăsta mi-a pus un pic stop la multe chestii. Și poate bine că mi-a pus, că dacă nu-mi punea la ce nebun sunt eu, poate cine știe, o luam pe alte căi nasoale sau abar n-am, nu știu cum să văd lucrurile. Așa, dezamăgit că e nasol să știi că faci tot ce poți tu, tot ce ține de tine, să stai și până la 3 dimineața, să-ți iei ultima masă, să te trezești în fiecare zi și să vezi așa un pic că îți spune cineva stop și nu ține de tine. Vara e vara, la orice oră ar fi, clar. La mare, fratelo, vara asta? Ce? La mare, zic, vara asta? Ce vorbești, frate, că eu vara asta vreau să
Vreau să mă duc în pe altă planetă, frate. Vreau să vizitez ceva ce n-a mai vizitat nimeni. Ceva altceva. Nu știu, să caut, vreau să caut pe internet să văd dacă pe Jupiter este ceva. Sau pe, a, da, pe Marte a fost Miley. Acolo a mai fost, mă, cineva, nu vreau. A mai fost Miley pe Marte. Da, e o idee. La te chirghiul. La te bună aia cu te chirghiul. Da, mă, frate, vreau să mă duc undeva unde n-a mai fost nimeni. Vreau să fiu primul care își face poza acolo. Și așa vine aia, la te chirghiul. Gol, numai... S-a dus sovata, gata. Hai, frumosule, te pup. Te pup, ne auzim. Pa. Da, mă, dragilor. E nasul așa, să știi că spui tu toată... Iară tu cu... Da, vă dați seama. Și după aceea mi s-a stricat mie mașina și o trebuie să mă duc cu ea. Băi, fraților, nu știu cum mi-a dat 150 să mă rog cu 160 și când m-am cădere liberă din cer dacă prindea 160. Bă, tot se auzea pe ea. Și bara, și toba, și... Am crezut că intră careva cu mine mașina. Dar vreau ca să tapați, mă, oameni frumoși. Eu doar întreb, de ce ești răutăcioasă? Eu nu sunt răutăcioasă până când nu sunt răutăcioasă cu voi. Vreau să mergi în partea cealaltă să întrebați. Nu vrei să te bați în RXF? A? Nu vrei să te bați în RXF? Nu-mi dă voie. Ultimul meci, ultimul meci și gata și ieșim. De ce? Cine nu-ți dă voie? Uite, a primit Larisa, mă, nu știu. Mă, tatea, nu-mi dă voie. Păi ce? Ce probleme ai? Am probleme cu spatele. Cu spatele? M-aș duce, jur că m-aș duce. Cu cine te bate? Da, cu oricine. Oricine, nu? Păi dacă nu vorbește cu ea, să spun, puneți și tu condiții să vă bateți de pe scaun. Auzi de pe scaun. Lasă mă, Ivan Mirabela, că astea, meciurile astea ce le avem noi așa zi de zi, e una care câștigă, care pierde, nu mai dăm o săgeată, mai așa. Data viitoare la oficial acolo să ne pregătim bine și vedem care cum. Mulțumesc frumos, Valentina. Anca, mulțumesc frumos. Dar nu vrei să rogi tu oamenii tăi care poate să vină să-mi dea și mie o inimioară de membru? E. Da, da. După ce termină meciul. Da, data trecută tot așa mi-ai zis, mă, tu. Dragilor, care doriți, cum doriți, vă rog eu frumos, mergeți la luna, dați inimioară de membru. După ce se termină meciul. Mulțumesc frumos. Cum era, Ria, Ria, s-a terminat șmecheria. Nu știu cum, nu vă toți. Da, 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 de masă. Mai râde, mai glumim. Ando glumeau, Ando glumeau, a? Janestu. Ce faci, mă, Larisa? M-a ieșit? Unde ești? Ești aici? Corina, mersi, Corina. Dar vreau top-top-uri de la voi, îngeri mei frumoși. Da, mă, hai, gata, am terminat pe astăzi. Uite că am stat mai mult decât am crezut, că am vrut să intru să joc numai 2-3 meciuri. Hai să vedem și pe Lorena, să vedem ce face pisicuța noastră. Auzi, mă, că ești mai unit, dar știu ea, știe ea cum pun eu lucrurile la treabă și cum stau oamenii lângă mine. Păi stai că viața asta nu se rezumă numai la TikTok. Și oricum, și dacă s-ar rezuma, tot n-ar fi problemă. Unde ești, mă? Vrea lumea să te vadă. Nu vrea. Dar de ce? Nu, m-am îmbrăcat și în pijamale. S-a îmbrăcat în pijamale. Ce ziceți, mă, dragi, vă place aici la mine? Că am numai... Am numai... planete. Nu mă văd. Bine că nu mă văd, mă. Mă văd? Uitați, mă, dragilor, mă. Numai cu
Numai cu stele căzătoare, cu astea. Nu știți că noi suntem din altă galaxie? Ba, am abia așa să mă pun în pat. Nu mă văd! Ce să fac, mă, fraților, dacă nu mă văd? Aie. Hai, ne auzim mâine. Cine nu mă vede... Aie, ce să fac, pisi, mersi. N-am ce să fac, oricum o să ies. Hai, v-am pupat pe toți, o seară frumoasă.